fosta ministră AMAI Ana Revenco îndeplinește în continuare funcția de director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, înființat acum un an, chiar dacă mandatul ei a expirat la 19 octombrie. Portalul Mediacritica scrie că motivul ar fi concursul pentru selectarea unui șef al instituției pentru următorii 5 ani, care încă nu a fost organizat. Aflați în continuare ce argument a avut președinția. Fosta ministră AMAI Ana Revenco continuă să rămână în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, înființat acum un an, chiar dacă mandatul ei a expirat la 19 octombrie. Portalul Mediacritica scrie că motivul ar fi concursul pentru selectarea unui șef al instituției pentru următorii 5 ani, care încă nu a fost organizat. Centrul reprezintă o structură creată la inițiativa Maiei Sandu pentru a combate așa zisa dezinformare și propagandă în mediul online. Ana Revenco a fost numită în Parlament în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării la data de 19 octombrie 2023, pe un termen provizoriu de un an, așa cum prevede legea privind Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Ulterior, președinția urma să organizeze un concurs public pentru funcția de director al Centrului, care să conducă instituția pe un termen de 5 ani, fapt ce nu s-a întâmplat. Am telefonat șeful cabinetului președintelui Adrian Băluțel pentru a afla care sunt motivele care Revenco mai rămâne în funcția de director, chiar dacă mandatul i-a expirat și de ce timp de un an nu a fost organizat un concurs pentru numirea unui nou director, însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri nici la mesaje. Aceleași informații am vrut să aflăm și de la Ana Revenco, însă nici aceasta nu ne-a răspuns. Președinția a spus însă pentru portalul Mediacritica că proiectul regulamentului pentru concursul de selecție a directorului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării este aproape finalizat. După aprobare va fi publicat în Monitorul Oficial și pe site-ul președinției. De asemenea, președintele va aproba componența comisiei de concurs, iar apoi va fi anunțată organizarea competiției, fără să vorbească însă despre termeni. Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării a confirmat, tot pentru Mediacritica, că Ana Revenco rămâne director conform legii. Dacă mandatul expiră și nu există un succesor, aceasta va continua să își îndeplinească funcția până la numirea unui nou director, afirmă instituția. Amintim că Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării a fost creat la inițiativa Maiei Sandu cu scopul declarat de a combate dezinformarea. De la propunere și până la aprobare în Parlament, inițiativa a suferit mai multe schimbări, deși urma să se numească Centrul Național de Apărare Informatică și Combaterea Propagandei Patriot, în textul proiectului de lege nu a mai figurat această denumire, structura nouă creată fiind numită Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. Revenco a afirmat anterior că subalternii săi vor monitoriza constant spațiul informațional, în special cel online, inclusiv rețelele de socializare. Totuși, se pare că aceasta este mai mult o structură secretă, deoarece la o simplă căutare în internet nu am găsit nicio pagină oficială a instituției și nici informații despre activitatea ei. Canal 5 a încercat să afle unde își desfășoară activitatea această structură, clădirea căreia am găsit-o vis-a-vis de președinție. Reporterul nostru a vrut să discute cu președintele centrului, Ana Revenco, dar cei din interior ne-au spus să așteptăm afară până când va chema un responsabil. Putem să vorbim cu cineva de la presă, cu doamna Ana Revenco? Cum ați intrat? Pe aici chiar era deschis. Haideți să ne așteptați în exterior, fără invitație. Ok? Și discutăm și eu într-o ședință, încercăm să discutăm și vă anunțăm. Am înțeles, atunci vă aștept aici. Da. Echipa noastră a așteptat mai mult de jumătate de oră, însă nimeni așa și nu a mai ieșit, iar ușa a fost încuiată. Ținem să precizăm că bugetul centrului este de 20 de milioane de lei. Anterior la un an de activitate a Centrului pentru Comunicare Strategică, deputații din opoziție au cerut audierea Anei Revenco în plenul legislativului, însă majoritatea PAS a respins propunerea.